În acel timp, unul din cei 12, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis: „Ce-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră?” Ei au fixat 30 de arginți și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor s-au apropiat de Iisus ucenicii zicând: „Unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele?” El a spus: „Mergeți în cetate la cutare și spuneți: Învățătorul zice, timpul este aproape, la tine voi face Paștele cu discipolii mei.” Discipolii au făcut cum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștele. La lăsatul serii, stătea la masă împreună cu cei 12 și în timp ce mâncau a zis: „Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda.” Întristați peste măsură, ei au început să îi spună unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” El răspunzând a zis: „Cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda, căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre el. Dar vai omului aceluia prin care Fiul omului este trădat! Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut.” Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, luând cuvântul, l-a întrebat: „Nu cumva sunt eu, rabin?” El i-a răspuns: „Tu ai zis.” Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăuda să fie Iisus Hristos! Dragă Părinte Robert, dragi tineri, iubiți frați și surori în Hristos, ce facem atunci când o carte pe care am început să o citim ne plictisește? O închidem, o punem în raft și luăm alta? Sau ce facem atunci când un film ne adoarme? Ori schimbăm programul, ori închidem televizorul? Sau atunci când o muzică nu ne mai place, nu este pe gustul nostru, imediat schimbăm postul de radio sau alegem o altă muzică? Dar ce facem atunci când viața noastră nu ne mai dă satisfacție? Ce facem atunci când nu mai suntem mulțumiți de noi înșine? Putem oare să o luăm de la capăt, să resetăm viața noastră ca și cum nu s-ar mai fi întâmplat nimic înainte? Putem oare să ștergem cu desăvârșire trecutul și să începem un nou viitor? Istoria ne spune că nu. Și mai ales ne spune că toate acele momente dramatice, mai puțin frumoase pe care le-am trăit, pot să fie izvor de binecuvântare dacă știm la un moment dat să ne întoarcem. Un lucru pe care nu a știut să-l facă Iuda, cel despre care am auzit în Evanghelia de astăzi și care ne introduce astfel în mod progresiv spre misterul pătimirii, morții și învierii Mântuitorului nostru. Iuda nu a știut să prindă acea mână întinsă a lui Hristos nici în ultimul moment. Este un mare mister acest om, Iuda. De multe ori poate ne întrebăm asupra capacității lui de a îl trăda pe Mântuitorul. De ce l-a trădat? Evanghelistul Matei, în fragmentul pe care l-am auzit, ne dă câteva detalii semnificative care ne fac să înțelegem ceva din trăirile acestui apostol. În primul rând ne spune că Iuda nu a fost unul oarecare, ci a fost unul dintre cei 12 apostoli, unul pentru care Iisus s-a rugat o noapte întreagă mai înainte de a-l alege, unul care a mers aproape 3 ani de zile împreună cu Mântuitorul în lungi călătorii. A fost unul care a văzut minuni, a auzit cuvinte mărețe, a văzut multă iubire din partea Mântuitorului și totuși îl trădează. De ce? Pentru că Iuda nu a înțeles cu adevărat planul lui Dumnezeu. Nu a înțeles, de fapt, modul în care Dumnezeu vroia să răscumpere și să mântuiască lumea. Iuda, ne spun evangheliile, era un discipol devotat, însă la un moment dat în viața sa are loc un blocaj. Ceva parcă nu-i mai convine,
Nu-i mai convine modul în care Hristos se comporta, nu-i mai convine modul în care Mântuitorul ierta și vindeca, nu-i mai convinea faptul că de acum Iisus intra în dispută cu autoritățile civile și religioase. Și atunci spun unii comentatori ai Bibliei că Iuda se gândește să îl constrângă pe Iisus să săvârșească o minune, să-și pună în valoare puterea și îl dă pe mâna Sinedriului, nu atât pentru a câștiga ceva bani, cât mai ales pentru a-l pune în situația de a-și manifesta puterea și de a da început împărăției sale. Însă Iisus este arestat, condamnat și ucis. Și noi ne asemănăm de multe ori cu Iuda, mai ales atunci când vrem să îl corectăm pe Dumnezeu și vrem să-l facem să creadă că el a greșit de fapt planul său. Și noi ne comportăm asemenea lui Iuda atunci când nu intrăm în această logică a iubirii lui Dumnezeu și când nu suntem capabili să trăim planul lui Dumnezeu pentru noi. Când nu ne mai comportăm ca discipoli, ci vrem să fim învățători, oameni care să-L învețe pe Dumnezeu, să o facă pe Dumnezeu. Iată de ce astăzi aș vrea să înțelegem care sunt elementele esențiale ale vieții noastre de credință și ale vocației pe care cu toții am primit-o și pe care trebuie să o împlinim în viața noastră. Elemente care la un moment dat din viața lui Iuda au dispărut. Și le vom lua din prima lectură pe care am ascultat-o, o lectură luată din cartea profetului Isaia, profet care a fost definit de către Sfântul Ieronim ca fiind primul evanghelist. Aceasta pentru că în această carte găsim patru minunate cânturi închinate slujitorului lui Dumnezeu, unui personaj misterios care suferă pentru că primește chemarea lui Dumnezeu, pentru că urmează calea pe care Dumnezeu i-o trasează. Și sunt atât de frumoase aceste cânturi, încât unii îl definesc pe Isaia ca fiind un fel de Dante al poeziei biblice. Cine este acest personaj, slujitorul suferind, slujitorul lui Dumnezeu? Este, ne spune profetul Isaia, cel care are să fie lumină pentru popoare, cel care are să elibereze pe cei închiși, să-i lumineze pe cei care se află în temniță. Însă face totul cu un stil aparte. Ne spune profetul, nu-și va înălța glasul, nici nu va striga pe ulițe. Trestia frântă nu o va zdrovi și fitilul care fumegă nu-l va stinge. Așadar, o misiune cât se poate de măreață, aceea de a mântui, de a fi lumină pentru ceilalți, dar în același timp o misiune trăită cu o modestie la fel de mare, cu simplitate, cu gingășie. Acest slujitor știe să se apropie de cei care sunt în întuneric și să-i lumineze cu lumina sa într-un mod care, în care să nu-i umilească, într-un mod plăcut, într-un mod tandru. Este, dacă vreți, și modul în care trebuie să ne trăim și noi vocația, cu modestie, cu umilință, ieșind în întâmpinarea celorlalți într-un mod cât se poate de simplu, fără a-i face vinovați de vreo greșeală sau fără a le imputa ceva. Este ceea ce, de fapt, Iuda nu a înțeles că trebuia să facă, nu a înțeles că trebuie să intre în această logică. Iar vocația noastră, dacă vreți, a tuturora, poate să fie definită de această imagine a fitilului care fumegă, pentru că uneori arde cu intensitate, alteori este mai stinsă, însă de fiecare dată ea se află acolo, se află într-un om slab, într-un om care se aseamănă cu o trestie frântă. Și poate ne vine spontan în inimă să o asemănăm cu acel sâmbure de muștar cu care Mântuitorul compară împărăția lui Dumnezeu, acea sămânță care este semănată în inima noastră a tuturor, pe care trebuie să o căutăm, trebuie să o descoperim și să o îngrijim cu aceeași delicatețe, cu aceeași tandrețe, pentru ca să aducă roade. Cred că este timpul să dăm la o parte buruienile sau ceea ce sufocă vocația noastră, chemarea lui Dumnezeu și să o lăsăm să înflorească,
să aducă roade adevărate. Și acest slujitor al lui Dumnezeu este definit pe de o parte în relație cu Creatorul, cu Cel care îl cheamă, pentru că este chemat din sânul mamei, este chemat de la începutul existenței sale, pentru o misiune măreață, dar în același timp o misiune care nu este neapărat un succes, poate să fie supusă falimentului, refuzului din partea oamenilor. Acest lucru iarăși nu l-a înțeles Iuda, că de fapt suferința și moartea lui Hristos nu este un faliment. Modul simplu în care Hristos se comporta nu era falimentar, ci era un nou mod de a trăi, o nouă împărăție inaugurată pe pământ. La fel trebuie să fie și viața noastră, o viață trăită în mod conștient, o viață în care să descoperim glasul lui Dumnezeu, dar în același timp să nu ne temem de eventualele eșecuri, de eventualele lipse de succes, pentru că vocația nu înseamnă doar autorealizare, ar fi ceva prea simplu, nici nu înseamnă doar punerea în valoare a calităților proprii, ar fi ceva banal, nici nu înseamnă un succes automat, pentru că succesul nu are de-a face nici cu Hristos, nici cu Evanghelia, ar fi ceva prea păgân. Și nici nu putem să înțelegem chemarea lui Dumnezeu doar ca pe o viață la mortificație și destinată tristeții, pentru că nu este nici de cum așa, nu este evanghelic. Însă Isaia ne spune că acest slujitor al Domnului, acest slujitor suferind, de fapt, este cel care ascultă zi de zi glasul lui Dumnezeu. Și aici el își găsește puterea, își găsește fericirea. Am auzit în lectura întâi de astăzi, Domnul mă trezește dimineață, de dimineață îmi deșteaptă urechea, îmi dă o limbă de discipol. Pentru că dacă acest slujitor al lui Dumnezeu a răspuns chemării Creatorului, nu a răspuns odată pentru totdeauna, ci zi de zi răspunde acestei chemări. Este ceea ce trebuie să facem și noi, să fim conștienți că zi de zi răspundem chemării Domnului și aderăm la această chemare. Zi de zi ne împlinim viața doar în măsura în care ne deschidem urechile și auzim glasul Creatorului. Doar în măsura în care împlinim cuvântul Său în viața noastră, noi suntem discipoli. Altfel, ne asemănăm foarte mult cu Iuda, care a refuzat la un moment dat să mai asculte glasul lui Hristos, a refuzat să mai trăiască ceea ce îi propunea învățătorul său. Și mai este un lucru interesant, că în această perspectivă a vieții trăită asemenea slujitorului, se infiltrează suferința. Și bineînțeles, nu este deloc încântător să vorbim în viața noastră despre suferință, însă să știți că nicio vocație, indiferent de starea de viață la care omul este chemat, nu este exclusă de suferință. Aceasta pentru că fiecare vocație creștină este modelată după vocația Fiului lui Dumnezeu, după vocația lui Hristos. Și dacă El a venit și a luat asupra Sa păcatele tuturora, a luat asupra Sa o povară care nu-i aparținea, a murit pentru un păcat pe care El nu l-a comis, atunci trebuie să înțelegem și noi că vocația noastră nu este doar pentru mântuirea noastră personală, ci și pentru mântuirea celor din jurul nostru, pentru mântuirea celor din familia noastră, pentru mântuirea celor cu care ne întâlnim și cărora putem să le împărtășim un cuvânt, un gând, un sentiment. Aici se împlinește cu adevărat vocația noastră a tuturor, atunci când reușim să luăm asupra noastră o povară care nu ne aparține, nu este a noastră, este a semenului nostru, poate al soțului, al soției, al unui prieten, însă o povară pe care o purtăm, conștienți fiind că doar în acest fel vom putea să ne asemănăm cu Hristos și ne vom împlini cu adevărat vocația, refuzând astfel să trăim în mod egoist. Este, dacă vreți, ceea ce ne va invita Mântuitorul în zilele următoare.
El ne mântuiește pe noi pentru ca la rândul nostru să devenim și noi instrumente de mântuire pentru ceilalți. Ne dăruiește această dimensiune a eliberării de păcat, de sclavie, pentru ca și noi să reușim să îi eliberăm pe cei care sunt în jurul nostru, să-i ajutăm să se elibereze. Și dacă vreți, este ceea ce am descoperit de-a lungul acestor 40 de zile, în acele istorii de viață pe care le-am analizat rând pe rând și în care am văzut că Dumnezeu acționează în istorie prin oameni simpli, prin oameni greșitori, oameni care nu sunt nici de cum desăvârșiți, dar de care Dumnezeu se folosește pentru a aduce în lume iubirea sa. Sfântul Augustin, la un moment dat, spunea că mă tem de Dumnezeu care vine și apoi pleacă, cu gândul că Dumnezeu vine și omul nu reușește să-L întâlnească, omul pierde momentul de har și atunci se depărtează și mai tare de Dumnezeu. Cred că suntem într-un astfel de moment de har și trebuie să ne lăsăm pătrunși de iubirea lui Hristos pentru a fi capabili să răspundem chemării sale. Pentru că, așa cum am văzut în acest timp, Dumnezeu ne caută pe unul fiecare dintre noi. Dumnezeu a pornit în căutarea creaturii sale și o caută acolo unde trăiește ea, în casa sa, în circumstanțele sale. Nu așteaptă ca noi să ne ridicăm, să mergem în înălțim pentru a-L găsi pe Dumnezeu, dar El vine în întâmpinarea noastră și dorește să stabilească cu unul fiecare dintre noi o relație de iubire. Dorește ca fiecare dintre noi să trăiască fericirea pe care El ne-a pregătit-o nouă tuturor. Dumnezeu și-a făcut și își face de fiecare dată partea sa. Ne rămâne ca nouă să împlinim misiunea pe care El ne-a trasat-o. Și vom reuși să o facem doar în măsura în care vom trăi asemenea slujitorului suferind, doar în măsura în care vom ști să trăim cu simplitate, cu gingășie, cu milostivire față de cei din jur, doar în măsura în care nu ne vom speria de falimentele noastre și nu vom crede că vocația noastră este eșuată, doar în măsura în care vom răspunde zi de zi chemării noastre, vom reuși să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, doar în măsura în care vom lua asupra noastră povara celuilalt, vom împlini misiunea lui Dumnezeu, misiunea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Exact cum au făcut toate acele personaje de care ne-am apropiat și asupra cărora am meditat. Pentru că Dumnezeu se folosește și astăzi de oameni slabi, oameni insuficienți, oameni care parcă la un moment dat naufragiază în această lume și se cufundă într-un nonsens. De fapt, dacă stăm bine și ne gândim, Adam a fost primul care a păcătuit, Noe s-a îmbătat, Moise era bâlbâit, Iosif era plin de aroganță și de mândrie, David a comis adulter, Solomon a fost infidel lui Dumnezeu, Ilie era aprig și mânios, Ieremia s-a simțit înșelat de Dumnezeu, trădat, părăsit. Ozea s-a căsătorit cu o femeie prostituată. Iona a fost cel care nu a ascultat, neascultătorul perfect. Poporul israelit era un popor mic, neînsemnat. Zaheu era scund, Petru era impulsiv, Matei a furat la greu, Saul, care va deveni Paul, avea o atitudine de criminal. Și lista poate continua cu milioane și milioane de nume cu care Dumnezeu a scris istoria sa de mântuire. Printre ele suntem și noi, pentru că și pe noi ne cheamă. Ne cheamă să ne facem partea noastră în această viață. Ne cheamă să împlinim vocația noastră pentru ca astfel să contribuim la binele lumii și mai ales la fericirea noastră și a celor din jurul nostru. Daul pe care Hristos îl spune în aceste zile Tatălui Ceresc, un da până la capăt, până la dăruirea totală de sine, să devină și pentru noi un nu
un nutrient perfect pentru ca daul vieții noastre să se maturizeze și să reușim să-i spunem cât mai des da lui Dumnezeu și planului său gândit pentru unul fiecare dintre noi.